Trebuie să recunoaștem că cei care au și sunt angrenați într-un serial, iată cum este Vlad sau altele care mai sunt la televizor, sunt norocoși cumva din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt undeva, da, lucrează, da, și până la urmă își mențin și ei starea, sunt acolo și activ, fac ce le place, da, da, sunt activi. Dar sunt și o parte care nu activează. O mare parte. Și cum totul este închis, nu știu ce se va alege anul ăsta. Deja e al doilea an, adică trebuie să fii foarte creativ, dar și foarte puternic. Trebuie să faci față frustrării foarte mari, pentru că și eu am trecut prin frustrarea asta, pentru că pe lângă Vlad a fost perioada în care noi n-am filmat în Vlad și a fost totul atât de brusc încât, bineînțeles, că m-a lovit și pe mine, chiar dacă eram asigurată cu serialul ăsta, știi? Dar s-au oprit toate proiectele de teatru, într-adevăr, care sunt altceva, sunt dincolo de serial, tot altceva, te alimentezi altfel de acolo. Și trebuie să îți câștigi puterea, să ți-o găsești undeva și să reușești să te adaptezi, într-adevăr, vorba ta, să te adaptezi într-un fel ca să treci peste ea, să-ți faci munca în continuare, pentru că, într-adevăr, noi actorii am fost loviți destul de rău. Înțeleg și am văzut asta. Ca actor, dacă nu ai exercițiu, se duce, nu e, am învățat în facultate, sunt inginer, am învățat în facultate, am totul aici. Ca actor, îți trebuie într-una să ai exercițiu. Dacă nu ai exercițiu, mă văd pe mine. Dacă nu am exercițiu, devin actriță mai proastă. Și devin nemulțumită de mine. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi stăm de vorbă cu Victoria Raileanu. Bineînțeles că interviul puteți și asculta dacă vă place mai tare, este în format podcast. Pe Victoria Raileanu, mai degrabă cred că o recunoașteți după Vicky Raileanu și am să spun egal serialul Vlad. Bună, Victoria! Bună, Lorena! Eu am să spun Victoria, că îmi place prea tare. Da, bine, o să mă obișnuiesc atunci. N-ai nimic cu mine, da? Deloc! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Mă bucur că ne-am, în sfârșit ne-am întâlnit, pentru că aveam niște planuri și cum perioada asta e așa mai relaxată și mai soft, am ocazia eu, cel puțin, să mă întâlnesc cu oameni foarte faini. Da, și eu! Da, și tu. Te urmăresc de mult, să știi. Ce bine. Da. Da, mă bucur. Te-am stocărit mult în ultimul timp. Ce voiam să spun încă de la început este că ai un cont de Instagram foarte clean, dar în același timp și foarte fresh. Mă bucur că spui asta. Da. E așa ceva foarte... E un cap frumos acolo pe care îl vezi în fiecare postare, știi? Nu vezi, astăzi văd doar soarele și după aceea mâine văd și o noapte și pe aia mai văd un cap. E un cap permanent, frumos acolo, care tot timpul spune ceva. Ce mă bucur că spui asta, pentru că știi că de când ne-am mutat mai ales anul ăsta mai mult pe online, bineînțeles că mi-am pus problema despre cum arată contul meu de Instagram și am trecut prin mai multe faze. Da? Deci mă mai uit și eu din când în când, zic, parcă iar m-am îndepărtat de ce vreau eu să spun sau m-am îndepărtat de cum vreau eu să arate și mă bucur că spui asta. Dar cum vrei să arate? Adică... Vreau să exprime ce sunt eu, bineînțeles, și faptul că îmi spui că pare fresh, așa, asta mă bucură foarte tare pentru că vreau să exprim asta așa, un fel de easiness și de chill. Da, este. Și de it's fine, orice, prin orice ai trece, it's fine. Da. Și... Asta vreau, practic, să Dar este fie... asta. Asta este. Eu când mă uit, te urmăresc de ceva timp, o apariție fresh, știi? De fiecare dată. Și e ceva pozitiv. Da. Ai ceva pozitiv permanent. Voi ce faceți? Practic... Faptul că ți iei comunitatea la întrebări, cumva, asta e foarte important. E foarte important. E foarte important asta și mi-am dat seama de chestia asta când... am început să fim bombardați cu toții din serialul Vlad de mesaje, comentarii de la oamenii care ne urmăreau. Mi-am dat seama cât de important este și cât de bine este și pentru noi, dar și pentru oamenii care ne urmăresc, să, spus într-un mod mai, nu așa frumos, să-i bagi în seamă. Exact. Dar nu e vorba de băgat în seamă, e vorba de eu n-aș fi cine sunt astăzi dacă nu ar fi publicul ăla care mă urmărește. Eu sunt actriță, dacă nu ar fi oameni la spectacolul meu, n-aș aș juca pentru cine. Corect. Și noi am reușit să fim în Vlad așa de sus, online și pe televizor, datorită oamenilor care ne urmăresc și atunci... E urât din partea noastră să nu comunicăm cu ei, să nu le mulțumim că sunt lângă noi. Absolut, să nu... absolut. Trebuie să mulțumești comunitatea în orice domeniu până la urmă ai lucra și te folosești până la urmă de unealta asta care este social media și care ajută. Dar mă gândesc acum, că începem așa destul de sus până la urmă, serialul Vlad, după toate serialele de la televizor,
super reușite, da? Uh-huh. Și cu un succes fantastic, a venit și Vlad, care cumva în anul ăsta, anul trecut și anul ăsta, într-o perioadă de pandemie, este foarte solicitat, uh-huh. știi? E da. Urmărit, voi sunteți la rândul vostru urmăriți. Cât de tare ajută serialul ăsta acum, în perioada asta, în vedere că multe alte lucruri nu se întâmplă? Păi, noi ne-am dat seama pur și simplu de anul trecut, de când s-a oprit totul, în martie, a trebuit să oprim și noi serialul și atunci oamenii au rămas pe gol, pe sec, ca niște pești pe mal. De ce ni l-ați luat? Ce s-a întâmplat? Mulți oameni, într-adevăr, credeau că noi aveam tot sezonul terminat și de ce nu le mai dăm episoade? Ei bine, am reușit în timp să le explicăm, noi n-aveam tot sezonul terminat, noi filmam în timpul ăsta pentru sezonul 3, așa că nu mai avem ce să vă dăm. Uh-huh. Și în momentul în care le-am dat din nou serialul, noi ne-am reapucat în vară de filmări și le-am dat din nou serialul, a fost din nou produsul ăsta de super succes în România, a fost foarte așteptat. Îți dai seama că a fost cât 2 ani înainte de exact. Serial, exact. Un an jumate, cam așa de serial, în care oamenii s-au obișnuit cu ceva, cu un produs foarte bun. Uh-huh. Și a venit pandemia, boom, pentru toată lumea, așa ca o bâtă în cap, ce se întâmplă, și le-a fost luată și chestia asta. Chiar și nouă ne-a fost luată chestia asta. Da. Știi? Și atunci... Era singura sursă, până la urmă, pentru toată lumea. Da. De, știi... Era pe post, dacă îndrăznesc să spun, chiar cel mai bun... Produs. Și de succes uh-huh. produs, da. Uh-huh. Și, na, am fost și noi loviți și a trebuit și noi să acum, ne oprim. Eram obișnuiți cu Las Fierbinți. Da. Care e în al 10-lea sezon, nu știu unde au. Mai ajuns, mult, 9, cred 10, că sunt, nu, mai mult. Ori 13, ori 16. Oh, wow. Am vorbit cu Toma Cuzin acum ceva timp și mi-a spus un număr din ăla și am zis și eu, aolo, deja? Da, deci multe sezoane. Este da. Foarte mult. E adevărat că e foarte real așa și foarte românesc. Românesc, da, de asta funcționează atât de bine, românesc. Exact. Și nu e rău. Dar și Vlad, știi, a venit, chiar dacă e românesc, are așa toată nota asta de suspans, cu de toate. Acțiune, știi? E cu de toate și te ține puțin. Mi-aduc aminte de soacra mea, care era super, deci primul sezon abia aștepta și a zis, băi, e altceva. Da, da. Este altceva. Pentru că oamenii și cei din Pro au vrut să aducă un produs care aduce în fața camerei și viața asta laș, știi? Uh-huh. Un bărbat cu foarte mulți bani, niște femei îmbrăcate foarte, foarte bine și frumos, genul ăsta de viață pe care oamenii... Niște locuri foarte... Niște locuri, Grecia, Istanbul, exact. Niște cazinouri, niște restaurante, lucruri pe care nu le vezi în mod normal într-un serial. Uh-huh. Și asta cred că a prins în primul rând, că nici măcar... Nu știu, foarte puțini oameni se învârt în genul ăsta de cercuri și sunt obișnuiți cu genul ăsta de oameni, de medii. Exact. Și atunci oamenii asta au zis, uite-te și tu ce frumos e, ce mașină, ce... Știi de ce cred că a avut succesul ăsta? A fost și altceva, pentru că noi suntem obișnuiți. Ori este acest stil neaoș așa de la țară, românesc, pur românesc, ori are o notă de... dramă, dar ceva foarte tragic, foarte dramatic. Înapoi, da. 30 de ani, o notă din asta, un ușor comunistă, că orice am zice noi, tot tragem după noi treaba asta. Da, da. Și subiectul e de așa natură. Și atunci a venit serialul ăsta care a venit, e foarte modern, e foarte actual, e foarte prezent. Băi, dar avem și din astea. Uh-huh. Avem și locuri mișto, avem și, ne îmbrăcăm și bine, avem și bani în filmul ăsta, nu mai suntem săraci. Da, da, știi? Da. Are un cumul cu de toate, cu multe elemente prezente. Da. Și cred că asta l-a făcut atât de savuros până la urmă. Și ca și poveste, pur și simplu. A avut și poveste de iubire între Vlad și Eliza, prietenie între toți ei patru, trădarea și așa mai departe, ideea de prietenie, ce presupune toată asta. Exact, exact. Loialitate, echipele, cele două echipe adverse de unde pornește tot conflictul și acțiunea totuși, știi? Și era un serial, practic, aduce și pentru femei, pentru femeile de acasă care se uită luni la ora 8 jumate, au și poveste de iubire și așa mai departe, bărbatul frumos la care femeile se uită, dar și acțiune și mașini și împușcături pentru intrigă bărbați. Și toate că ne-au spus o groază de oameni că, de exemplu, femeile, soțiile nu vor să se uite și bărbații ziceau nu, eu iau telecomanda pentru că... Și atunci a câștigat bărbatul în seraia, știi? Ce și tare. Ne spuneau oameni, băi, deci pur și simplu am ajuns să avem două televizoare în casă. Eu mă duc, mă închid, mă uit la ce mă uit eu și bărbatul se uită la Vlad. Exact. Chiar dacă mie, sincer, nu-mi place fără niciun fel de
răutate sau ceva, ok, înțeleg, nu trebuie să-ți placă. Dar s-a separat chestia asta, mi s-a părut super interesant, știi? Da, da. Te face fan, asta e clar, da. Să urmărești și asta este foarte bine. Și mai mult decât atât, exact cum spuneam, vine într-o perioadă în care cu toții știm că teatrele abia ce s-au redeschis, da. Au văzut că abia acum reîncep ușor așa ceva. Da, da, da. Și nici nu știm cât durează, că s-ar putea... Asta e, că și eu mă gândeam, am avut spectacol deja acum o săptămână jumate, ceva de genul ăsta, mi-a fost și teamă să mă bucur când am aflat, eram și parcă m-am dus pe ascuns, știi? Adică te duci, bineînțeles, da, e legal totul, dar pare că faci ceva ilegal, adică mă duceam așa parcă să nu mă vadă, știi? Și am deja spectacole programate în continuare, pe viitor, în martie și mi-e teamă puțin că deja, acum se face luna, știi? Și parcă după o lună începe să ne-am obișnuit deja să scârție lucrurile și să ne închidă din nou. Și... Cum crezi că va fi anul ăsta, din punctul ăsta de vedere? Pentru că acum, dacă vorbim pragmatic un pic și la obiect, trebuie să recunoaștem că cei care au și sunt angrenați într-un serial, iată cum este Vlad sau altele care mai sunt la televizor, sunt norocoși cumva din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt undeva, lucrează și până la urmă își mențin și ei starea, sunt acolo și fac ce și le place, da, sunt activi. Dar sunt și o parte care nu activează. O mare, mare parte. Mare parte. Și cum totul este închis, nu știu ce se va alege anul ăsta. Deja e al doilea an. Adică trebuie să fii foarte creativ, dar și foarte puternic. Trebuie să faci față frustrării foarte mari, pentru că și eu am trecut prin frustrarea asta, pentru că pe lângă Vlad a fost perioada în care noi n-am filmat în Vlad și a fost totul atât de brusc încât, bineînțeles, că m-a lovit și pe mine, chiar dacă eram asigurată cu serialul ăsta, știi? Dar s-au oprit toate proiectele de teatru, într-adevăr, care sunt altceva, sunt dincolo de serial, totul altceva, te alimentezi altfel de acolo. Și trebuie să îți câștigi puterea, să ți-o găsești undeva și să reușești să te adaptezi, într-adevăr, vorba ta, să te adaptezi într-un fel ca să treci peste ea, să-ți faci munca în continuare, pentru că, într-adevăr, noi actorii am fost loviți destul de rău. Înțeleg și am văzut asta. Da. Și știi când am simțit frustrarea asta prima dată foarte tare? Când, la început, când am fost închiși, trebuia să ținem legătura noi cei din Vlad cu publicul. Ceea ce era normal. Și atunci făceam tot felul de live-uri pe Instagram, pe Facebook și găseam tot felul de modalități. Și la un moment dat m-am frustrat atât de tare și am zis, măi, nu pentru asta am făcut facultate. Da, ok, bun, e frumos. Tot fac ceva și nu am putut niciun moment să zic nu sunt norocoasă sau voi. Totdeauna am fost conștientă că sunt norocoasă că am proiectul ăsta în spate, care mai susține o perioadă. Dar era frustrarea asta, nu asta am vrut să fac. Vreau să fiu acolo, să am contact cu oamenii live. Exact. Știi ce se întâmplă? Sunt foarte mulți, am auzit din zona aceasta, care au renunțat. Au fost nevoiți să se relocheze pe altceva. Da. Și am văzut și foarte mulți actori cunoscuți de altfel, care au ajuns să facă show-uri sau nu știu cum să le spun, acțiuni pe Facebook și pe Instagram. Da. Tocmai ca să-și țină activă partea lor de creativitate până la urmă și să facă ceea ce le place, dar și să rămână cumva în vizor. Pentru că e foarte important că odată ce dispare un an, doi, îți e foarte greu după aceea să revii. E greu ca actor dacă nu ai exercițiu. Asta exact. E punctul meu de vedere. Dacă nu ai exercițiu, se duce. Nu e am învățat în facultate, sunt inginer, am învățat în facultate, am totul aici. Ca actor îți trebuie într-una să ai exercițiu. Dacă nu ai exercițiu, mă văd pe mine. Dacă nu am exercițiu, devin actriță mai proastă. Și devin nemulțumită de mine, știi? Am un om în echipă nou care a făcut teatru și a renunțat pentru că asta trebuie să facă. Este totul închis și trebuie să se reașeze pe altceva. O parte creativă, evident, care să îi scoată tot timpul din ea ce a învățat, dar a trebuit să se reașeze. Și asta arată că sunt foarte mulți în zona asta care au fost nevoiți să renunțe. Da, așa e. Nu știu cât de repede se vor reașeza lucrurile astea, dar e clar că ceva va fi schimbat în momentul în care... Da, da. Prioritățile cred că o să se schimbe. Știu oameni care, de exemplu, au fost nevoiți să se mute înapoi acasă la părinți. Pentru că plătesc o chirie, o întreținere și așa mai departe. Și au fost trecuți, de exemplu, angajați la teatru cu la jumătate de normă. Exact. Salariul la fel, înjumătățit. Și omul a zis, păi, dar nu pot să fac chestia asta. Și atunci a trebuit să se mute înapoi în provincie de unde venise. Și atunci, ok, încep să faci altceva.
pentru că asta trebuie să faci acum și ești conștient că trebuie să supraviețuiești financiar într-un fel. Dar mă întreb, oare după când o să ne revenim, într-un fel, la un normal? La același normal nu o să ne revenim, asta nu cred. Da, vom mai trăi cu treaba asta, da, mult. Da, mult. Mă tot întreb, peste câți ani o să zicem, mă, mai ții minte pandemia? Nu, cred peste că o să... poate încă doi. Zici? Da, să ajungi la starea de relaxare totală. De relaxare totală, da, dar o să rămână modificări, că altfel nu cred că o să reușim. Și atunci omul ăla care se mută înapoi acasă și începe să facă altceva, mă gândesc, oare o să rămână cu frustrarea că acum câștigă niște bani, dar nu din ce își dorește el? Da. Nu mai poate să se apuce să se întoarcă pentru că nu mai are loc, pentru că îți pierzi locul imediat. Absolut. Și atunci zici, am încercat și odată să fiu actor, dar din păcate a trebuit să renunț pentru că. Uh-huh. Și asta e așa... Da, e greu, dar acum depinde și de forța fiecăruia dacă reușește să revine sau nu. Da, știi? Da, mai da. Ține și de ambiție și de... Cred că reușește așa pe coate. Da, perseverență. Încet să ajungi în același punct. Depinde cât de tare îți dorești. Da, da, da. Dacă până vrei, poți să faci orice. Exact. Ce rol ți-ar plăcea, dincolo de Vlad, da, ce rol ți-ar plăcea să joci în următoarea perioadă? Să zicem că este totul roz și frumos. Ah. Și ai vrea un rol... Da, uite, chiar am vorbit la începutul săptămânii cu o fată, cu o colegă actriță și am vorbit exact de subiectul ăsta și mi-a rămas în cap. Exact aceeași întrebare, cumva, într-o altă formă mi-a pus-o și ea. Și m-am gândit, după, am stat așa un pic și m-am gândit și am zis, Doamne, ce întrebare, că nu m-am gândit la chestia asta până acum. Nici n-ai avut curaj. Nu, adică stai și te gândești, îmi vine, numai când mă întrebe asta, îmi vine direct Al Pacino în cap, nu știu de ce. Oh, bun. Aș vrea un rol... Și am curajul să spun chestiile astea, femeie fiind în teatru, în actorie, aș vrea un rol să fie la nivelul rolurilor lui Al Pacino, dar care se presupune tot ce este o femeie. Să nu fie gen Al Pacino în Scarface, așa, știi? Da, da, da. Să fie tot ce presupune o femeie, să fie vulnerabilă și să nu-i fie teamă să se exprime așa, să se arate așa, să fie foarte puternică, să cadă chiar și să negativ? Ridici. Să zicem că nu e... Plac rolurile negative, da, da, îmi plac foarte tare. Le-am descoperit când am jucat un rol în teatru acum vreo 3 ani, când am jucat o nesimțită, îi zic eu, o nesimțită. O nesimțită care se poartă îngrozitor cu bărbații. Are motivele ei, are traumele ei, vine de undeva chestia asta, dar țin minte că mă certam cu regizorul și el îmi spunea mai mult, Vicky, mai rea, mai rea. Și eu ziceam, nu pot, Bogdan, nu. Deci este ilogic. Eu n-aș putea pentru că mă raportam la ce aș face eu. Uh-huh. Și ziceam, de ce? Deci eu dacă aș fi în situația asta, de ce aș face așa? Și el zicea, dar nu ești tu. Da. Ok? Da, da, da. Deci una, nu ești tu. În al doilea rând, mai mult poți, mai mult. Și ziceam, bine, hai, la un dat am cedat. Mă certam cu el după fiecare, mă rog, certat așa, da, între ghilimele, după fiecare repetiție. Până am zis, bine, mă, hai să închid ochii și să merg pe mâna lui. Vai, a ieșit o nesimțită din mine. Lorena, deci, nu poți să-ți dai seama cu câtă bucurie jucam fiecare spectacol. Dar ți-a depășit limita. Da, și am învățat despre mine că sunt o nesimțită. Știi, pentru că e un rol. Da, e un rol, da, bineînțeles. Dar căutând în mine ca să o descoper pe ea, a trebuit să-mi accept niște lucruri de ale mele. Exact. Să accept că uneori mă port urât, fără să vreau, bineînțeles, dar așa iese, uneori pur și simplu așa te iese. Te descoperi știi? Așa, știi? Da, da, da. Afli chestii despre tine care stai că pot și așa. Da. Toată lumea e bună și exact. Toată lumea e... Așa că da, îmi plac rolurile negative. Am încercat asta atunci, mi-a plăcut la nebunie și aș vrea să joc un rol negativ odată. De... Mai ales că mi-am dat seama în ultima vreme că nu trebuie să fii neapărat de acord cu personajul tău. Mm. Că eu asta eram, nu sunt de acord, eu n-aș face așa, nu trebuie tu, dragă, să fii de acord. Rolul ăsta e scris de Shakespeare sau de Chekhov. Stai tu liniștită, da, că exact. A știut el ce face. L-au mai jucat și alții. Exact. Și, da, mi-ar plăcea foarte tare. Este, deci acolo, în zona aia. Da, dar rolul la care mă refeream eu, da, poate să fie, știi, femeia asta de care am început să vorbesc, gen Al Pacino, nu știu de ce vine el în cap, habar nu am. Poate că e un etalon ca și actor în capul meu. Aș vrea să, da, să conțină, știi, am avut așa o perioadă acum vreo 2-3 luni în care mă gândeam la universul unei femei, tot ce presupune chestia asta, toate, nu sunt feministă de felul meu, nu consider că femeile sunt mai sus decât bărbații, consider că femeile sunt super mișto și bărbații sunt super mișto, dar total diferiți. Uh-huh. Și mă gândeam exact la chestia asta încercând să descoper în mine, femeia din mine. Mi-am dat seama că universul unei femei presupune foarte multe lucruri și bune și rele.
Cu de toate. Cu de toate. Mm-hmm. Și aș vrea un rol care să exprime cumva asta. Toate. Da, cu forță. Deci un rol cu forță, da. La urmă, da. Putem spune. Poate că o să vină, cine știe. Acum că am lansat asta în univers, deja a doua oară într-o săptămână. Vezi? A doua oară într-o săptămână. Eu cred în lucrurile astea. Și două întrebări poate pe aceeași direcție. Poate mă sună Pacino, că i-am și pronunțat numele de multe ori. Al Pacino, sună-mă și tu puțin aici. De unde vine Victoria? Cine este ea? E o poveste foarte frumoasă în spate. De unde vin eu? Sunt din Republica Moldova. Multă lume nu știe asta. Multă lume știe, altă lume nu știe. Credeți că sunt doar din Timișoara. Uh-huh. Sau din București. Dar m-am mutat împreună cu familia în 1995. În Timișoara. În Timișoara. Unde ai mei au vrut să ne mutăm pentru a avea o viață mai bună, pentru că în Republica Moldova stagna totul și nu se întâmpla absolut nimic. Era valul, deja noi am venit la al doilea an de după Revoluție, în care au început să se mute basarabeni în România. Și ei mi-au început un business acolo, pe care l-au crescut în timp și atunci ne-am mutat în România, în Timișoara. Țin minte când ne-am mutat fix înainte de Crăciun și ne-am dus cu mama, tata și Dani, fratele meu, să ne plimbăm prin centrul Timișoarei și era fix înainte de Crăciun, era sărbătoreau Revoluția. Eu nu știam nimic despre Revoluție, aveam 5 ani jumate, 6 ani, ceva de genul ăsta. Și țin minte impactul meu, deci practic primul impact cu România, fiind copil, îl am, cu catedrala din Timișoara, mare și frumoasă, pe scările căreia erau multe cruci îmbrăcate în tricouri însângerate. Pentru că era înainte de Crăciun, 20, exact pe acolo. Și țin minte că am rămas așa și am zis, wow, unde ne-am mutat? Ce e asta? Mm-hmm. Nu știam nimic despre Revoluție, nu știam. Poate că au spus ceva ei mei. Eu aveam 2 ani când a fost Revoluția, stăteam în Republica Moldova. Ba nu, nici nu. Cred că am locuit și în Rusia și în Ucraina, tata fiind militar a fost așa. Deci nu știam mare lucru și a fost așa un șoc. Nu înțelegeam de ce ne-am mutat de acolo aici la sânge și cruci. Ce se întâmplă acolo? Da, și ținte că am întrebat-o pe mama. Mama întotdeauna a fost deschisă cu noi și ne-a spus, uite asta. Și am înțeles încet, încet. Și am avut o copilărie foarte frumoasă la Timișoara. Am fost balerină, am făcut echitație. Mama m-a dus la balet, tata la echitație. Așa a fost un fel de conflict între ei prin ce copii. Alege. Da. Și apoi mi-am rupt piciorul căzând de pe cal și mama a zis, ai, momentul perfect să renunțe, o duc doar la balet. Și am zis, mămică dragă, eu o să mă urc pe cal cu tija în picior, o să mă urc și o să fac în continuare călărie. Și echitația a rămas în continuare cumva la același nivel cu actoria. Nu știu exact care îmi place mai tare. Deci ai renunțat la balet? Am renunțat la balet după ce mi-am rupt piciorul, am rămas în urmă foarte mult. Jumătate de an a trebuit să reînvăț să merg, pentru că mi-am rupt femurul dreptul. Și a trebuit să reînvăț să merg, am mers cu cârje vreo 2 luni jumate, apoi am șchiopătat. Deci imaginează-ți că am rămas în urmă destul de mult. Colegii mei avansaseră destul de mult și atunci mi-am dat seama că între a 7-a deja am început să-mi pun problema că nu o să mai fiu o prim balerină cum mi-am dorit. O să fiu cel mult balerină de ansamblu. Eram deja destul de greoaie, colegile mele deja prinseseră aerul ăla al balerinelor, știi, la o săritură, nu mai era, erau toate un fulg. Eu eram încă... Și atunci am zis, ok, păi ar cam trebui să fac altceva ca să fiu totuși în the spotlight. Nu știam chestia asta, nu știam că vreau asta. Îți doreai ceva care să te solicite? Da, da, și să fiu eu, niciodată de mică, n-am fost genul de copil care să-și dorească să fie un star, să fie actriță, cântăreață, dar nu știam atunci. Nu știam să exprim că de fapt asta îmi doream, știi? Ai mei au tot vrut să-mi dea meditații la matematică și chimie și fizică pentru că au vrut să mă fac farmacistă. Eu eram, mulțumesc frumos, vă pup, dar eu nu știu matematică. La mine încă și acum totul se oprește la fracții. Te înțeleg. Pe care nu știu cum să le acolo rezolv. Acolo sunt și eu. Înainte de fracții nu știu ce a fost, dar fracțiile știu sigur că nu știu să le rezolv. Sunt în același aluat cu tine. Exact. La biologie am luat o singură dată 10 în liceu, nu știu cum. Nu știu zău cum. Accidental, se zice. Super accidental. La fizică, la fel, o singură dată am luat 10. Matematică, sub 8 mereu. Chimie... Nici atât. Ce e aia? Și
Ai mei tot plusau că au profitat cumva de ocazia că mi-am rupt piciorul. Hai să o reprofilăm rapid. Hai să o dăm la Colegiul Bănățean în Timișoara, cel mai prestigios liceu. Și eram... Dar ce planuri au avut pentru tine? Dar tu aveai planurile tale cumva. Eu eram, stăteam cu minte, a fost foarte cu minte întotdeauna. Și am zis, am ascultat frumos și am zis, hihi, nu. Nu. Și în liceul în care eram, Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, Colegiul de Arte, era această secție de actorie. Și mie mi-era teamă, mi-era foarte teamă să schimb liceul, pentru că tot ce știam eu era acolo. Mm-hmm. Încă și acum mi-e teamă să fac schimbări din astea bruște de una singură. Mm-hmm. Unor le mai fac, dar mi-e foarte teamă. Și am zis, ok, este și secție de actorie, hai să încerc. M-am dus singură și nici nu mai știu dacă le-am spus alor mei că mă duc la admitere. M-am dus la admitere cu o poezie și un cântecel. Câți ani aveai? Păi eram clasa 8-a, deci câți ani ai? 14-15 ani. Pe acolo. Uh-huh. Și m-am dus o poezie și un cântecel și mi-au zis profesorii, bun, și monologul? Nu trebuia să pregătesc monolog. Opa. Și ea a rămas așa, tu ne spui nouă că și tot eu le zic lor, mergeți la vizier să vedeți. Că nu trebuia. Și bineînțeles că după admitere mă duc eu repede și zic, oare trebuia sau nu? Bineînțeles că era scris acolo că trebuie monolog. Nu știu cum am intrat, dar am intrat. N-ai făcut monolog, dar ai intrat. Nu, am spus o poezie foarte frumos și tare, cum am învățat. Am cântat un cântecel, aveam voce exersată și așa. Și am intrat, aveam ritm, am bătut din palme câteva timp acolo pentru ritm. Și am intrat. Și imediat cum am intrat, mi-am dat seama că îmi place la nebunie. De fapt, la primul examen pe care l-am avut în clasa 9, am făcut Zița din Caragiale. Și am luat 10. Și eram, cum adică am luat 10? De unde eu la balet eram? De ansamblu, de când niciodată n-am fost elastică să fac șpagatul ușor. Nu, eram mai prin spate. Și am luat 10 din prima, zic, 10? Se poate. Victoria? Oh, dar vai! Ce înseamnă asta? Și a început să-mi placă foarte tare tot ce presupune chestia asta. Și efectiv am fost șocată, n-am înțeles ce mi s-a întâmplat la început. Și așa am început să primesc roluri în liceu, să mă acuiez cu colegi care voiau să facă teatru și dincolo de școală și m-am făcut un grupuleț, ne-am făcut un grupuleț foarte drăguț cu care făceam piese prin baruri, prin oriunde apucam. Mergeam la teatru, vorbeam, ne lăsați și pe noi să facem o piesă aici în foaier. Da, copii faceți! Făceam piese peste tot. Și așa am început. Primul rol e mai important, să zicem. Primul rol mai important a fost încă în școală, a fost... se numea confund jocul ielelor cu cum se numea piesa. Nu mai țin minte cum se numea piesa, dar jucam un rol, o chema Milița. Erau niște iele care jucau așa într-o horă și ce fac ielele? Ademenesc bărbați și după aia o trăvesc și nu știu ce. Și a fost un rol foarte important pentru mine, a fost primul rol principal, pentru care eu nu m-am simțit pregătită, dar profa mi-a zis că pot, așa că dacă profa zice că pot, înseamnă că știe ea ceva. Și ne-am plimbat, am fost în Viena cu el și a fost foarte, foarte drăguț și apreciat spectacolul. Iar apoi primul rol pe scena Teatrului Național, am făcut o înlocuire a actriței, o actriță pe care o admir foarte, foarte tare, Alina Ilea, rămăsese însărcinată. Și juca într-un spectacol de teatru dans, se numea Weekend Dance. Și așa... am făcut înlocuirea aceea și așa am jucat și pe scenă, după aia am mai jucat odată la Național, la Radu Afri. Și apoi ușor, ușor au început să se acumuleze lucrurile și am început să mă mut ușor spre București. Dacă ar fi să alegi altceva acum, crezi că... Să știi de câte ori m-am gândit la chestia asta. Ce mai place să fac foarte tare este să fac fotografii, nu profi, fac cu telefonul. Uite, vezi, asta de asta se explică contul al tău de Instagram. Poate. Mi s-a mai spus că am ochi bun. Mi s-a mai spus. Mi s-a mai spus. Păi ți-am spus și eu azi. Tata s-a jucat cu aparatele foto când era el tânăr, eram noi foarte mici, avea chiar în baie făcut așa un dark room, red room, le developa acasă, mi-a dat cadou odată un Polaroid și cred că de la el am simțul ăsta, cred. Și de foarte mulți ani îmi place să mă joc cu chestia asta, mi-am luat aparate din astea cu film. Latura artistică, cumva, știi, am dezvoltat un pic și aici. Da.
Și mi-a plăcut întotdeauna să fac chestia asta. Mă mai joc așa din când în când. Mai fac, chiar am un proiectel mic în dezvoltare cu actorii din Vlad, pe care o să-l scoatem, o să-l scot la un moment dat. Da. Și am adunat poze cu ei din sezoane, din spatele camerelor. E foarte mișto ca asta. Așa am gândit proiectul, să fie actorii în spatele camerelor, cum nu-i vezi, cum nu-i văd oamenii în mod normal. Și mai adun. Da. Și te mai joci și cu copii. Așa, da, din da. Când în când. Păi mă joc cu al meu atât de mult încât... Ai extins. Da. Și întotdeauna mi-am dat seama, abia după ce l-am avut pe Carol, că întotdeauna am avut lipici la copii. Nu știam chestia asta. Înainte să l-am pe Carol, venea un copil la mine, l-am dat și eram... Nu știam, pentru că nu știam cum să relaționez cu el. Am o nepoată care acum are 18 ani și e foarte ciudat că spun chestia asta pentru că o știu de când era la mama în burtă și e absolut superbă, Cristina, te iubesc. Mi-a plăcut întotdeauna cum a fost crescută de părinții ei și cred că fără să-mi dau seama am luat de la acolo. Ei, da. Au vorbit întotdeauna cu ea și au expus-o foarte mult adulților. Uh-huh. Și ea întotdeauna a crescut cu foarte mulți adulți și toți adulții din jurul ei au vorbit cu ea cum vorbim noi două, niciodată n-a fost mimimi, ți-ți-ți, din astea de copii. Și mi-a plăcut chestia asta la ea, mai ales că acum văd că e o fată absolut minunată și a crescut superb. Și da. Cred că fără să-mi dau seama, uite acum am dau seama, că fără să-mi dau seama am preluat de la ei în felul în care îl crezi pe Carol. Modalitatea de te joci cu copii, ai un grup în care îi aduni și îi pui la tot felul de... Da, da, e o chestie nouă. Jocuri. Te referi la școală, nu? La școală, da. Da, e o chestie nouă pe care eu am început să o fac de la începutul ianuarie. Uh-huh. Nu am crezut că o să fac asta vreodată. Te ține ocupată da. Și asta până la urmă. Ok. Deci la început, efectiv, nu știam ce m-a lovit. După primul curs cu copii de 8-10 ani, eu am unul. Ah. Unul am. Și uneori sunt, oh my God, ce e cu viața mea? Unu, și este băgat în priză mereu, e copil baterie. Imaginează-ți vreo 15 de ăștia, că dacă pornește unul, pornesc toți. Uh-huh. Și efectiv, la primul curs, după curs, am avut o pauză de o oră între cursul cu cei mici și cursul cu cei mai mari de după. Am stat jumătate de oră, m-am uitat pe pereți și am zis, mama mea, ce-i cu mine? Deci, efectiv, nu știam și mi-a luat un pic de timp pentru că eu n-am fost pregătită. Am primit un telefon, vrei să faci chestia asta? Da, ok, hai să facem, că trebuie să fac treabă, știi? Corect. Vreau să mă țin ocupată. Și a început să-mi placă tot mai mult pentru că, Doamne, fiecare este atât de diferit. Uh-huh. Și mi-am dat seama că după 3 cursuri iubesc pe fiecare în parte. E o generație, oricum, diferită, să zic, de da, tine, da? Da? Și de ce ați învățat voi. Cum îi vezi pe ei? Adică în ce zone se duc? Păi sunt foarte actuali toți din... Adică, na, normal că sunt actuali cu tot ce ține de TikTok, Instagram online, jocuri, tot. Asta e normal, bineînțeles. În era în care trăim e absolut normal. Nu mi se pare deloc blamabil. Nici eu nu sunt genul care nu dă copilului telefonul. Da, nu, nici eu nu cu sunt. Cu timp, pe timp, pe ceas. Cu limita? Dau, da. Absolut. Pentru că așa totul trăim. Cu limita asta este sănătos. Da. Sunt foarte... foarte deschiși, au uneori niște idei. De exemplu, îi întreb uneori ce presupune să fii actor? Ce înseamnă să fii actor? Ce trebuie să ai nevoie ca să fii actor? Uh-huh. Îmi dau unii niște răspunsuri la care eu și am stat să mă gândesc de-a lungul carierei mele ce mi-ar mai trebui mie. Băi, un copil de 8 ani îmi dă o idee și zic, eu aș putea să fac chestia asta? Uh-huh. Interesant. Pentru că eu nu m-am gândit. Și mai sunt câte unii, știi, care... Miss, doamna, eu. Zic, bun, hai că nu suntem la școală. Hai, vorbește. Eu cred că pentru a fi actor trebuie să cu tare și cu tare. Îmi pare rău că acum nu-mi vine un răspuns să ți-l dau, dar sunt absolut magnifici. Cum sunt atât de fresh și cum scot... Că nu au leerele pe care noi le avem. Exact. Nu au măștile pe care le avem noi, știi? Sunt sinceri. Da, ei scot ce e acolo, la ei, la suprafața exact. Aia e. Exact. Și de acolo scot. Și asta mi se pare absolut minunat. Pentru mine mi se pare că sunt super norocoasă că fac chestia asta și am accesul ăsta la informații, pentru că eu am acces la niște informații. Da. Știi? Tu iei de la ei. Da. De o informație foarte, foarte fresh. E ca și cum ai rupe o legumă acum din pământ și ai mânca-o, știi? Eu îi văd foarte serioși. Da, în ceea ce fac. Da. Adică puțini sunt cei care au făcut-o, nu știu, pentru că i s-a spus că trebuie să o facă sau hai să o fac și știi, vedem ce iese. Da. Sunt foarte serioși în treaba în care intră și trebuie să o ducă până la capăt. Da. Cel puțin eu asta am văzut până acum. Da.
Sunt extrem de implicați, mai ales și mă refer acum la grupul de copii mai mari pe care i-am, 13-14 ani. Au un proiect acum în desfășurare și fac primul lor scurtmetraj. Atâta seriozitate și implicare, deci este, am stat, am repetat pentru că o să joc și eu în acel scurtmetraj, am această ocazie, da. Mi-am făcut copii, mi-am făcut unghiile roșii, pentru că mi-au spus că trebuie să am unghii roșii, mi-am făcut unghiile roșii, m-am dus la manicură, am zis, roșu trebuie, chiar dacă eu nu mi le fac roșii de obicei, pentru copii mi-am făcut unghiile roșii. Și sunt, au atâta seriozitate și atâta, au scris ei scurtmetrajul, fiecare știe ce urmează să facă. Măi, e absolut minunat. Wow, mi se pare super tare. Și încerc într-una să vorbesc cu ei și să le spun, încercați să nu vă pierdeți. Chestia asta care vă face pe voi speciale, așa cum ești tu, așa cum ești tu acum, încearcă să, cât poți să nu o pierzi. Pentru că cu cât îi vezi că înaintează în vârstă, încep tot felul de alte răspunsuri mai prefăcute, adică în sensul lucrate. În care... Lucrate, da. Uh-huh. De ce ai venit? Dacă îl întrebi pe un copil de 8 ani, de ce ai venit? Pentru că eu vreau să fiu o vedetă. Și îl crezi. Copilul vrea să fie vedetă. Întrebi un copil de 18 ani, de ce a venit să facă... Am venit aici pentru că vreau să cunosc oameni noi și pentru că este o experiență bună pentru mine. Și vezi că este diferență. E diferență, uh-huh. Știi? Uh-huh. Da, ok, cred. Dar de ce ai venit? Tu de ce vrei să faci asta? Tu? De ce vrei să faci chestia asta? Și cu cât îmi dau seama, cu cât înaintăm în vârstă, trecem, bineînțeles, prin tot felul de experiențe. Ni se spune asta, nu asta, nu asta, nu asta, nu? Nu e bine că ești așa, nu e bine că ești așa, sau așa, sau așa. Și atunci începi să pierzi din tine bucățile alea... Încrederea. Da, aia. Da. Și bucățile alea adevărate, care te fac pe tine să fii cine ești. Că poate el ar răspunde altfel. Da. Cine știe. Instagram sau Facebook? Instagram. Ruj sau glos? Ruj. Rovegan sau slană cu ceapă? Slană cu ceapă. Timișoara. Ah. sau București? De acolo, de la... A, Republica Moldova? Da. Timișoara. Timișoara, mai degrabă. Da, dar nu știu. Poate să fie jumijma? Da. O jumijma. Da. Ce n-ai face niciodată? N-aș face rău intenționat. Ce nu ai mânca niciodată? Gândaci. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Că e urâtă. Ce înseamnă succes? Să faci ceea ce iubești. Și dacă intră un elefant roz acum? N-are loc în primul rând. M-am uitat la ușa cât e de mică. Și nu știam dacă să mă uit așa sau așa. Poate să intre unul mic? Unul mic. Dacă ar intra un elefant roz acum, ce îi zice? Exact. N-aș putea să zic. Ce este așa, ce sci-fi psihedelic, Lorena? 3D! Deci. Zice... Se știe. Ce poate, faci, măi, pe poate aici? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Ce cauți aici? O să-mi iasă la un moment dat să aduc un elefant aici, să vedem cum reacționează. Așa, prin niște ochelari. Da. Îți mulțumesc că ai venit. A fost o reală plăcere. Și pentru mine. Îți doresc succes cu toți. Mulțumesc. Și cu copiii. Și la TV, la serial. Și să sperăm că lucrurile se vor mai îmbuna puțin și ne vom vedea și pe la teatru și pe la... Am tot văzut că a început și câteva cunoștințe și-au făcut curaj și-au mers. Uh-huh. Și parcă îmi vine așa și mie să-mi fac curaj. Te invit acum în martie. Vin. Vino. Elena? Mergeți, veniți. Mergem, da. Știi, ai dorința aia să te duci, să și aplauzi. E foarte ciudat. Atunci când am avut spectacole, efectiv toți patru, suntem patru actori, la aplauze. Erai... Cât de mult, le-am spus asta copiilor odată, că mi-e dor de aplauze. Știi ce au făcut? Doamne. Au început să mă aplaude, am început să plâng. Și acum când mă gândesc, mi se umezesc ochii. Deci, unui actor îi trebuie aplauze. Un actor fără aplauze este trist. Uh-huh. Pentru că cu asta este obișnuit. Și la aplauze, efectiv, eram toți patru pe scenă, patru copii, eram, ne țineam de mână și ne strângeam așa tare, ziceam, Doamne, cât este de frumos, fiecare în capul lui eram, aaa! Știi că fiecare duce lipsă, voi de aplauze, noi să aplaudăm, să ai, să vezi, să stai în suspin, să vezi ce se întâmplă, să râzi atunci, în momentul ăla. Pentru că asta, la noi, aplauzele sunt... confirmarea de după, știi? Așa e. Ok, pot să joc eu în fața camerei și ce am mai făcut acum în pandemie, să facem festivaluri prin online și așa mai departe, dar e... inegal. Nu are nicio legătură. Așa e.
Îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc, Lorena. Ne te stocăresc mai departe pe Bine. Instagram. Țin-o fresh. Mulțumesc foarte mult. Nu uitați de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare cu următorul invitat.